Bine v-am regăsit, bine ați venit, bine v-ați întors, bine ați intrat. Ce avem noi aici? Înainte să vă arăt ce am în această geantă, fiindcă tot am făcut clipul ăsta recent cu tutorialul ăsta, cum să te ferești de scule fake pe internet, am zis că era bine să fac și rost de una din sculele astea de care vă învățam eu să vă feriți. Este o mașină de găuriș și înșurubat, hai să zicem prescurtat bormașină, ca să ne învățăm așa, de la Bosch, da, original, dacă are semnul aici, original, nu? Asta înseamnă. Am primit-o de la un membru valoros al grupului nostru, grupul pasionaților de unelte, să știe el cine este, mi-a cerut să nu-i dau numele. Te-am mulțumit la telefon, îți mai mulțumesc încă o dată și în video. Oricum aveam de gând să iau una pentru a face un clip despre ea. A venit la fix asta. Am primit-o înainte de Crăciun. Un mesaj foarte haios de la moșu. Bun. Așa cum am spus, o bormașină din categoria celor care se vând pe site-urile de anunțuri. Din astea fake, care au invadat piața și de care nu mai scapi deloc. Asta este de la Bosch. Mai rar am văzut de la Bosch, de regulă am văzut de la Makita și de la DeWalt. În schimb, asta este de la Bosch. Valiza, să știți că nu este chiar atât de rea. Este dintr-un plastic așa moale. Asta poate să fie și un avantaj, dacă scade pe jos, ar putea să nu crape din prima. În fine, e zgriată că nu are nicio relevanță, dar cutia, să știți că nu arată deloc rău. Aici are ceva plastifiat așa, sigla asta cu Bosch. În spate arată cam așa. Are două balamale. Să văd cum încerc să dau eu. Nu, o las așa pentru că după aia o să vă arăt. Două balamale din astea integrale din plastic, se deschide ușor. Nu, la valiză eu nu am ce să-i reproșez, asta este conținutul. Imediat o să scot pe fiecare de acolo și o să vă arăt ce vine, cu ce vine asta la set. Are un bit din asta, un PH2, da? Probabil că o să-l testez să văd cam cât e de calitativ. Are un încărcător din asta așa, cu mufă jack, ca la laptop sau ca la telefoanele vechi. Dacă focalizează telefonul meu, poate vedem cumva și cu cât zice că încarcă ăsta. Eu nu mai văd bine de la o vreme. 7,2, 18 volți. Da? Deci că încarcă mai multe, da? Și litiu-ion și nichel-cadmiu și bun. Cam așa arată încărcătorul. Hai să ne întoarcem la conținut. Un LED aici, când am încărcat acumulatorul, e roșu, când se încarcă se face verde, măcar atât. Ăștia ar fi acumulatorii. Spune ei că sunt de 18V cu 2A. Știți ce apreciez totuși la acest fals? Că dimensiunea acumulatorilor arată de 2A. Și probabil că ar avea, eu nu cred că au. Probabil că undeva la 1A. În orice caz, o să facem niște teste și vreau să-i desfac pe ăștia, să văd și eu ce fel de celule are înăuntru, ce scrie pe ei și câte sunt. Dar cel puțin de data asta n-au mai exagerat cu 24, cu 72V, cu 152V, au scris 18V și 2A, cât de cât în limita bunului simt, să zic așa. Aici este mofa pentru încărcarea acumulatorului, sunt cu 3 pinteni. Bun, funcționează, știi, intră, m-am jucat un pic cu ea înainte. Mai are încă unul în mașină, un al doilea acumulator și cam așa arată mașinuța pe care vreau să vi-o arăt astăzi. Spun ei, acolo au trecut
A trecut chinezul pe etichetă GSR 18 2 li. Pe partea din spate a trecut și plus. GSR 18 2 li plus. Dacă, sau pentru cei care nu știu cum arată GSR 18 2 li plus, este cel din imagine care v-a apărut acum pe ecran. Într-adevăr de 18V, dar vedeți și voi care este modelul. Se vinde pe la diferite magazine, în diferite forme de pachet, cu geantă de plastic, cu geantă din pânză, anumiți acumulatori, se vinde și fără. Și din ce am văzut eu, se vinde cu acumulatori de 1.5 sau cu acumulatori de 4A. Și de unde și până unde asta să fie 18.2L+. Nu știu dacă ați mai colindat târgurile de chinezi, de ruși. Este o formă, un model universal, să zic așa. Îl mai folosesc și aia după la firma aia Mafcom parcă. Dacă mă înșel, am văzut ceva și de la Total, sau poate mi s-a părut mie. O formă, un model universal așa, pe care băieții l-au tot prelucrat, l-au preluat unii de la altul. Parcă și Panzer are ceva de genul ăsta, un model de genul ăsta prin Dedemanuri. Ca lucrătură așa, e în parametrii ei de chinezărie. Eu am scule de la Makita care sunt lucrate mai prost ca asta și v-am arătat pendularul ăla făcut în UK. Are și un LED aici, destul de puternic. M-am uitat în el și m-a cam orbit. Un selector stânga-dreapta care funcționează. Aici are un selector pentru două trepte de viteză. Mă, eu sper că filmez bine aici și că se vede foarte clar. Însă selectorul ăsta o repoziționat prost, pentru că la treapta a doua nu o să duce până în capăt. Să vedem dacă reușesc să focalizez. Îl împing, dar revine. Și drept dovadă, trebuie să-l țin apăsat ca să ducă cumva în treapta 2. Vedeți? Nu apucă. Abia acum. Probabil trebuie cumva desfăcut și văzut dacă ăsta merge dat un pic mai în spate sau... mai trebuie un pic răzuit aici. Dar eu nu nici m-aș complica cu ea. Are surprinzător și niște pernuțe așa din gumă. Dacă cade, să protejeze de la acumulator, nu mai are nimic. Bun. Un pic de cauciuc aici pe mâner, care la fel de surprinzător chiar aderă bine și e pe de cât confortabil. Întrerupătorul merge, nu are lag, din câte îmi dau seama. Percutează destul de bine. Urăsc genul ăsta de mandrină cu spațiul ăsta lăsat aici între mandrină și selector la orice fel de marcă, indiferent că e chinezească, chinezărie sau originală. Nu-mi plac. Mai au ăștia de pe la Makita niște modele de genul ăsta. S-ar putea să se audă în fundal concertul de ciori. Nu am ce să le fac, îmi pare rău pentru acest lucru. Înregistrez fără lavalieră de data asta, pentru că mă încurc în ea. Și s-ar putea să se audă pe fundal. Să ne întoarcem la mașinuță. O mandrină, ce scrie pe ea, ce deschidere are? O mandrină de 10 mm deschidere. Ok. Hai să vedem. Acceptabilă mandrina. Se lucrează ușor cu ea. Selectorul ăsta are 18 trepte de cuplu. Îmi place cum cârie. Da. Și încă o treaptă de găurire. Ce scrie pe etichetă? Are la treapta 1 până la 500 de rotații pe minut și la treapta 2 1900. Nu știu să apreciez, dar îmi par mai puține de 1900. Bun, ce mai scrie? Și mandrina scrie că are deschidere de maxim 13 mm făcut în Malaysia. Iar pe mandrina scrie că deschiderea este de 10 mm. Bun. Ce să vă mai spun despre mașină? Acumulatorii ies așa. Să știți că nu au joc.
nu joacă acumulatorul de aici. Îmi place că stă fixă. Îmi place că e lat și stă. Stă destul de bine unde o pui. Destul de ușoară. Am un cântar de bucătărie, o să-l aduc să văd și eu cam cât cântărește această mașină. Și eu nu zic, poate pentru lucrări mărunte, dacă stați la un apartament sau nu aveți nevoie de cine știe ce, ar putea merge, dar încă o dată, repet ce am spus și în clipul în care făceam tutorialul despre cum să vă feriți de fake-urile astea. De ce aș lua așa ceva la 250 de lei, fără niciun fel de garanție? Adică mă duc în piață, o iau de la băiatul ăla sau de pe internet, mă duc acasă, pot să dau două găuri cu ea și s-a nenorocit. N-am niciun fel de garanție. Când pot să iau aceeași chestie, același produs, la fel de proști și de ieftin, asumat de către cineva, de către un magazin, îmi dă factură, îmi dă o garanție și mai ales dacă cumpăr de pe online, am posibilitatea oricând în cele 14 zile să-i fac retur dacă nu sunt mulțumit, de exemplu, cumpăr una și văd că selectorul ăsta nu funcționează cum trebuie, da? O duc înapoi. Ori dacă voi cumpărați de la, nu știu, Nea Frunză Verde din Pașcani, de unde îl mai luați? Eu mai accept înapoi? De-aia spun. O punem la teste. Vedem dacă e bună de ceva. Încerc să dau și niște găuri și în lemn și în metal. Băgăm și ceva șuruburi. Le luăm de la mic la mare. Să vedem unde se oprește, care este capacitatea ei. Hai să o testăm, să vedem ce zice.